crește. Deci dacă e ceva care trebuie să fie stimulat în România, păi acel stimulent trebuie să fie adresat creșterii productivității prin factori care duc la creșterea productivității pentru a ne apropia de creșterea veniturilor, creșterea investițiilor, crearea de locuri de muncă. Nu stimularea consumului mai mult decât s-a stimulat. Aceasta este proiecția noastră și acesta este ultimul argument de ce politica monetară a fost și este bine calibrată. Vedeți cum se duce inflația, intră în teritoriul pozitiv la sfârșitul acestui an și se duce spre 2018, 2018 probabil că va fi 2018, va fi undeva deasupra țintei. În orice caz, în 2017 se va apropia de ținta de 2,5% pe care nu trebuie să o schimbăm acum, pentru că vom avea destul timp pe măsură ce ne apropiem de Uniunea Europeană, să vedem ce se întâmplă și în Uniunea Europeană și acolo sunt evoluții care trebuie analizate și așa mai departe.